Vedeți acolo jos o manivelă, putem să o luăm, să le punem la fiecare tambur și să tragem greutățile manual la manivelă. Și tot cu manivela se și ajustează cadranele. Și când se ajustează? Cred că până la ora 6 sau 7 dimineața. Eu nu le-am văzut niciodată. Că aici începem la 10 și închidem la 5. Nu le-am văzut nici sus, nici jos. Le-am văzut mereu așa, intermediar. Scola Unirii este înregistrată pe tambur, acolo jos, exact ca la studiile muzicale mecanice. Un tambur cu știfturi, 69 de știfturi, fiecare e notă muzicală. Se învârte tamburul, știfturile ridică clapetele și clapetele trag de sârme, vedem sârmele cum se duc prin tavan sus la tot. Și aia de ce se învârte? Aici, acolo se adună minutele. La 60 de țăcăneri se învârte minimaful la o dată. Astea sunt și regulatoare de turație pe baza rezistenței aerului. De exemplu, regulatorul ăsta are grijă ca ora Unirii să nu se deruleze la repede. Așa. Mai avem câteva minute, urcăm pe la 56. Până 9. În partea asta, avem singura adiție modernă de la un profesor de la Universitatea Tehnică care a instalat la pendul, aici vedem portocaliu sare în ochi, da. Un senzor care preia datele, mă rog, preia fluctuația pendulului și trimite aici sub scândura asta la un computer care calculează până la 5-a decimală a unei secunde cu o medie aritmetică la fiecare secunde. Dacă decide că este o eroare, trimite semnal la motorașul electric și motorașul, care are turația foarte scăzută, exact, corectează urcând și sau coborând greutatea pe pendul, dacă o urcă. Adică lungimea pendulului, adică perioada. Exact. Urcă, se duce mai repede, coboară cu lungi. Se corectează singur ceasul. O să pun mai 55 de metri, noi o să urcăm până de la vreo 30-32 deasupra. Care o să? 55. A fost pentru ceva de cei bune, cea mai înaltă pădădire națională sau Ramada. Ei știți că am înțeles că erau deranjați de clopotei din oră în oră. Și transmitem și Ora Unirii la primărie, acolo mai închid, pentru că au treabă din dușurile. Așa.